vrem în aceste cântări spune, Doamne, Tu cercetează-mă acum. Cercetează-mi viața, sufletul. Astăzi vin să-ți predau inima mea, azi te rog, să dispui Tu de ea. Dacă încă avem unghiere în inima noastră în care Domnul Iisus Hristos nu este stăpân pe deplin, nu este cel care administrează întru totul gândurile și atitudinea și credința noastră în El, fie că în aceste momente, în timpul acestei cântări, Dumnezeu să ne dea putere să deschidem fiecare cotlon ascuns. Oricum Dumnezeu le știe pe toate, nu îl putem surprinde. Dumnezeu cunoaște viața noastră mai bine decât o cunoaștem noi. Slăviți să fie El și dacă avem ceva, avem de la El, așa cum Ghiță spunea, cum Dumnezeu îi poartă de grijă. E așa de minunat să slujim un Dumnezeu care se îngrijește de noi în cele mai mărunte detalii. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! O viață prin păcate am trăit pe acest pământ. Ai mei zbuciumați și plini de amar. Fără tine, o Doamne, bucuriștii nu sunt. Azi mă întorc, astăzi vin la Tău cuvânt. Oamne, Tu cercetează-mă acum. Cercetează-mă. Pentru a coborâ scula din viață.
ești cu mine în cuptor.